Venerabilul om politic și-a luat adio de la viață și de la familia care i-a fost alături până în ultima clipă din patul său de acasă. De ceva timp, Quintus nu se simțea prea bine, drept pentru care refuzase amabil și invitația la congresul partidului de la Brașov. Ieri, trupul neînsuflețit al liberalului Mircea Ionescu Quintus a fost depus la capela bisericii în care era enoriaș. Zeci de persoane, printre care și membrii marcanți ai liberalilor, au trecut pe la căpătâiul său pentru un ultim omagiu. Dincolo de această contribuție politică la consolidarea PNL și a sistemului democratic în România, Mircea Ionescu Quintus a fost un om extraordinar. A fost bun om, a fost plin de umor. Aceste calități sufletești l-au făcut să treacă prin cele mai mari, prin cele mai grele împrejurări ale vieții. Echilibrat, bine dispus și veșnic tânăr. Și nu vine nici mie să cred, am avut impresia că domnul Quintus o să trăiască tot timpul și o să fie lângă noi tot timpul. Și un moment destul de trist să-ți dai seama totuși că nu mai e printre noi. Cea mai plăcută amintire e când am început să lucrez ca medic și când l-am cunoscut pe domnul Quintus și ca pacient și când îi spuneam că e mai sănătos ca mine și nu mă credea. Mircea Ionescu Quintus este cetățean de onoare al Ploieștiului, dar a lăsat orașului în care a trăit mult mai mult decât oricine altcineva. Pentru domnul Quintus, pentru ce a fost dânsul, pentru Ploiești și pentru Prahova, nu putem decât să avem respectul pe care îl merită cu prisosință, având în vedere că avem un muzeu pe care dânsul l-a donat către Consiliul Județean, avem muzeul de artă, avem o clădire care se numește Palatul de Justiție, care a fost începută în mandatul dânsului de ministru al justiției. Avem foarte multe lucruri care ne aduc aminte de dânsul și cred că merită respectul cuvenit. Iar dacă toți suntem aici, suntem pentru a-l onora așa cum se cuvine. Fiecare dată venea și ne povățuia, un om extraordinar. Nu se spunea, avea o vorbă a cu domnii sale, că el nu are dușmani, ci are decât adversari, ceea ce spune foarte mult despre personalitatea acestui. Un ultim omagiu i-a adus și președintele PNL Ludovic Orban, care a spus că fostul lider liberal trebuia să rămână un exemplu de modestie și de bun simț. Practic a plecat dintre noi un om remarcabil, un om mare, un om care toată viața lui a impus prin modestie, prin simplitate, prin bun simț, prin calități general umane deosebite. Quintus a fost avocat, consilier îndrumător al multor avocați, dar și profesor de drept constituțional și administrativ. A fost decorat cu Ordinul Coroana României și cu Ordinul Steaua României în grad de cavaler și ulterior de ofițer. Mereu cu zâmbetul pe buze, de un bun simț și o eleganță cum rar întâlnești, epigramistul Quintus glumea mereu pe seama vârstei sale. Vreo 100 ani mi se adună, ca prin păduri semeții brazi, și s-or găsi destui să spună ce mai înseamnă 100 azi.